un gol care ți-a rămas în minte cu Steaua, adică să poți să Anderlecht, spui golul cu Anderlecht. Anderlecht, mai multe, unele mi-au rămas. Bine, sunt și pe le am și pe video. Da. Dar cel mai frumos gol al meu a fost ultimul gol la echipa națională cu Țara Galilor. Aoleu, pasa lui Hagi, atunci ăla mi-a plăcut mie cel mai mult. Și golul cu cu Anderlecht, care a fost și important și frumos, zic eu. Când a zis antrenorul că așa, la cum aș ca Steaua în primele 25 de minute, nicio echipă din lume nu putea să-i facă față. Și a fost cel mai bun meci al nostru. Da, cel puțin, adică în perioada cât am stat eu la Steaua, 9 ani. Și faimoasa poză cu portarul echipei care înscrisese era în poarta adversă. Deci el a alergat, nu? Duc Adam, a alergat 190 de metri. E o poză. Da, nu, nu da, 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 da. E o poză, că toată lumea se întreabă, ai dat-o cei din gazetă acum. Îl îmbrățișează pe pițuri, că sunteți cu toți acolo, da. Dar e în poarta ailaltă. Deci omul... A, la golul 3 da, pițuri, da, 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 omul a plecat de acolo, nu? Da, se poate. Totuși, da, păi, dai seama. Fuleu ceva, că n-ajungi, nu te așteaptă pe tine, stai mă, să vină și portarul. Da, da. Da. Bine, și atunci se umpleau stadionele. Dar uite, de exemplu, și după... Bun, n-avem ce să discutăm. Până în 90 era fotbal, veneau oamenii la stadion. Uite, ne aducem aminte niște meciuri ale Steliei pe Arena Națională. Pe Arena Națională, da? De exemplu, cu Hereven sau cu Standard Liege, unde au venit 60.000 de oameni. 55.000 câți erau. Deci, 2000 cât era? 6.000, 2005. Da. Deci lumea a mai venit. Și încoace, ca să zic așa, la 15 ani de revoluție. Păi, lumea vine la fotbal dacă are ce să vadă. N-are cum să nu vină. Uite, vezi, mai ales acum cu pandemia, cred că și-au dat seama mulți cât de frumos e fotbalul, știi? Să fii pe stadion. Da, și cred că mulți își doresc. Și o să vezi, în momentul în care se va da drumul total, când va dispărea virusul, o să vezi câtă lume va merge la stadion. Asta e părerea mea. O să meargă lumea, că e dor omului de fotbal. E un dop. E urât la televizor, te uiți. Și liniștea. Nici nu mai poți să văd. Da, nu mai... Meciuri mari, vezi Liverpool cu Manchester sau cu Tottenham și te uiți așa, meciuri frumoase, dar numai jumătate, cred că, din frumusețea fotbalului a dispărut din cauza spectatorilor. Da, corect. Derbiurile de atunci, de ce nu mai sunt acum? Că Steaua și Dinamo... Nu mai e Steaua și Dinamo, hai să fim serioși. Da. Nu mai e, degeaba, că Dinamo are problemele pe care le are, Steaua, nu mai vorbim că nu mai e, deci Steaua acum ai văzut că a pierdut nume, tot. Asta e. Și nu mai sunt mulți oameni, mulți steliști care nu mai merg la meciuri, care ori sunt de partea echipei armatei, ori pur și simplu sunt neutri, dar nu mai vor să... Nu mai este nici Rapid, nu mai nici la Craiova, nu se mai știe ce se întâmplă, nu știe exact, Timișoara nu mai deci, e. Deci trebuie să... Da. Trecem un pic peste momentul ăsta nostalgic. Adică ce a fost atunci a rămas. Atunci în istoria fotbalului. Acum sunt alte echipe. Da, trebuie să fim bucuroși că da, important, important e să crească nivelul echipei naționale. Că aia niciodată nu o să dispară. Toți vom fi suporterii României, da? Corect, nu și contează asta trebuie echipă de club da, nu contează ce echipă de club e și ce echipă mai se păi și crește? Deocamdată nu prea. Deocamdată nu prea. Da, e greu, e... Nu știu, nu văd, nu vreau să fiu acum pesimist, dar sincer nu văd o rezolvare așa rapidă. Pentru că noi tot vrem rezultate, noi tot, în primul rând, suntem obișnuiți că au fost rezultate, vrem la nivelul ăla, lucru care nu are cum să se întâmple în momentul ăsta, iar doi, nu avem răbdare, noi nu știm, plus că nu facem nimic să creștem. Deci la noi, orice sport, nu numai la fotbal. De jos, avem la doi, orice sport. Avem doi își calificați la Olimpiadă la gimnastică. Doi, un băiat și o fată. Doi, Drăgulescu și, da? Câți aveam acum 25 de ani? Păi, câte medalii erau? Se punea problema, decât cine ia aurul, cine ia argintul, atât se punea problema, adică la individual compus sau... Da, și acum... Asta e, că trebuie din nou reconstruit. Noi trebuie să o luăm iar cu baza. Uite, încet, încet s-au făcut niște stadioane, foarte bine. Baze sportive, de acolo, adu-i iar pe copii, pe băieți la fotbal, adu-i să lase tabletele și telefoanele și... și fotbalul ce pe televizor. De ce jucați fotbal? Ce, nu s-au stricat telefoanele? Păi, da. Nu mai aveți mamă net? Păi da. Ai, vezi, acum îți lovesc cu capul de stâlpuri pe stradă, că sunt disperați cu telefoanele în mână. Și noi eram cu mingea înainte și la fiecare găseam un zid, începeam și dădeam la zid. Da, da. Stângul, dreptul, să facem tehnică. Ai poză și de la 11 luni.
iar. 11 luni, nici n-am început bine să merg și mingea era în față. Era mai înaltă decât era genunchiul. Era mai înaltă, da. Și dacă erași puțin de mol, era greu. Iar e greu de crezut, dar 35 de ani de la Sevilla anul ăsta. Adică au trecut... Mulți. Și spuneai tu un an de când nu mai e Balamuc, Dumnezeu să-l ierte, Balamuc Bărbulescu. Bărbulescu, da, și da. Balanț. Păcat. L-am chemat acum vreo 10 ani de zile, l-am rugat să venim puțin până la Pitești și jucăm fotbal cu gazeta, cu băieții la niște licee. Așa și eu ce să fac, ce să dau lovitura de începere? Nu, să jucați. Nu mai, și a jucat. Da? S-a băgat, dar acolo, miuța aia de licee. E greu, tu știi că eu acum când tot văd, mai văd imagini și astea, domnule, ce viteză aveam și cât alergam. Că tot timpul scriau ziariștii în ziar, domnule, Balint nu știe să-și dozeze efortul, vrea prea mult, la fiecare fază vrea să participe, să facă, ar trebui să învețe, să fie mai ponderat. Deci, da, și acum urc scările și obosesc și nu mai... Știi cum e? Asta da, e... Da, da, că ne mai spun unii, hai domnule să mai facem un joc, așa măcar, da. Doar să te miști, să intri, ce să mă mișcă? Am făcut o reclamă cu Lăcătuș acum puțin timp și trebuia să alerg cu el într-o parcare și am zic, băi, am făcut întindere. Da. A început să râdă ăsta de mine. Da. Opriți, opriți, da, opriți. Da. Băi, aveți imaginea aia. Aveți suficient de a ajunge, da. Da. Ei, dar cu Lăcătuș la Sevilla ați rezolvat problema. Bine, la 23, cât? 23, eu 22, el. Și el chiar așa a spus, dă-mă neimic, dacă vrei tot, să te fac mare. Tot ce am scris eu, dacă ai citit, da. O povestire. Da? Tot așa s-a întâmplat. Așa am văzut-o eu, deci așa s-a întâmplat. Știi? Doi copii, ai nu copii, doi tineri, nu copii, da. Că nu mai era. Tineri, da. Tineri au rezolvat... Bine, eu am bătut că da. M-a pus el, că i-a zis el, hai... Te bagi, și nu? Să nu fiu eu mai, așa zic, cum mă, și mai mare ca el, să zic că nu. Da, mă, ba, dar dacă nu mă întreabă nimeni, eu așteptam, da. Că zic, nu da. Mă întreabă, știi? Și pe urmă el... Amy. Dar la modul cel mai sincer, dar sincer, v-ați dat seama ce ați realizat acum și spun de ce. Ducadam aici la masă a spus, bă, Cătăline, n-am știut să ne bucurăm atunci. Nu, așa, asta e adevărat. E adevărat, nu? Da. Adică, ok, câștigaserăm ceva incredibil pentru vremea aia. Nu, n-am știut. Noi am realizat și atunci când ne-am întors în țară. Ce am câștigat când am văzut puie de oameni la aeroport. Cine, și unde ieșea lumea pe stradă vreodată? Da, și... Și trebuia parcă să veniți înainte sau nu știu cum și ei veniseră deja la aeroport. Ei au venit după meci. Da. Ei credeau că noi venim imediat după oamenii meci. Oamenii mergeau pe jos, îți dai seama, Gabi, ce au înseamnă să pleci acum de aici. Hai să facem o probă. Câți oameni ar pleca până la autobem pe jos noaptea? 20 de kilometri. Noaptea. Da. Și cu steagul pe vremea aia. Că acum ar fi simplu. Hai mă, mergem că vine campioana mondială, România. Și ne-am duce pe jos dacă n-ai avea mașini. Știind că s-ar întoarce. A greșit comentatorul atunci, că a spus că echipa se întoarce. Domnul Coca Cosma, că era cu... Noi ne-am distrat puțin la hotel acolo. Noroc că ne-au făcut spanioli un tort. Un tort, o berică și hai la sub. Aveam un vin de al nostru cu noi. Am băut un par de vin și pe urmă ne-am culcat. Da, a doua zi când ați ieșit pe stradă, lumea vă recunoștea, deci nu? Nu, am fost simite cu Belo la cumpărături prin marele lor magazine. Pe acolo nimeni nu ne știa. Cine ne știe? Și voi aveați o urecheată. Da. Da. Și e adevărat că n-am știut să ne bucurăm. Dar uluirea a fost atât de mare, adică... însă cu timpul am realizat. Noi acum realizăm, adică în toți acești ani în care mai sărbătorim sau am văzut că totdeauna are grijă fiecare media, în ziare sau să amintească de finală și îmi dau seama cât de important a fost. Da. Momentul ăla. Dacă la 35 de ani, că încă se mai aduce aminte, sunt pagini întregi, interviuri întregi. Sunt finala, dai seama că e... Și 35 de ani, adică trebuie să ai undeva la 45 ca să fii prins, că altfel, ca să știi despre ce e vorba, că altfel nu te atrage atât de tare. Vreodată performanța asta nu mai poate fi egalată, niciodată. Nu. Nu, pentru că, în afară de faptul că nivelul nostru e unde de fotbal, dar acum ai văzut ce înseamnă să ajungi în să câștigi în Champions League, drumul e mult mai lung și nu mai ai nicio șansă. Mai ales acum, tu nu-i vezi că ei tot ușor iau numai măsuri și să se pare să-și facă liga lor, până la urmă, va fi o superligă. Gabi, ultima întrebare, că e greu de crezut, dar au trecut 45 de minute. Ce facem cu antrenoratul? Nimic, s-a închis de tot? S-a închis. Tot? Nu mai, că nu... N-am putut să fiu, în primul rând, cum au fost foștii mei antrenori, cu atâta pasiune și asta. Am pus, însă am avut și multe gusturi amare de la anumiți conducători, de la ce s-a întâmplat în fotbalul ăsta și am zis... Mai bine. Nu, mai bine așa.
Îmi pare rău, într-un fel, pentru că sunt sigur că puteam să fac treabă ca antrenor. Pentru că acolo unde am antrenat, peste tot am avut rezultate. Deci au fost rezultate pozitive. Numai dar că, numai că da. Ultima, că am zis că e ultima. Zine cu muzica. Cu muzica ce? Acum numai ascultam nimic. Suit când am venit da? Spre tine. Dar nu am mai ascultat de mult. Nu mai cânt, nu mai... Eu nu, orgă, nu, nu. Nimic? Am orgă, am, dar nu. Fiica mea, cea mică, e pianistă. Da? Da. Denisa, cea mare, n-a vrut să cânte, că ea are voce bună, dar n-a vrut să cânte. Ce se zice în asta? Cum se zice la muzicieni? Baftă, spor, să ai clapele ascult bune. Ascult multă pian, muzică. Da? Ascult multă ascult. Muzică și mai când la muzicuță, câteodată cu tata, știi, când de sărbători întotdeauna. Am înțeles. Iarna, când ne întâlnim, când ne luăm muzicuțele și cântăm colinde și alte. Am înțeles. Gabi, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Cere. Și când s-o mai putea, așa, prin primăvară, poate când se dacă apropie... mai avea de povestit da, ceva. Da, găsim, sigur. Mii de mulțumiri, Gabi Balint a fost alături de noi. Dragi prieteni, ne revedem mâine, as.ro, live, 10 și 30 de minute. Toate cele bune, mii de mulțumiri, la revedere!